În centrul Americii de Sud există o zonă mai puțin cunoscută, însă extraordinar de spectaculoasă, Pantanal. Aici avem o suprafață de aproape 200.000 de kilometri pătrați, adică aproape cât România, formată exclusiv din mlaștini. Este cel mai vast teren mlăștinos unitar din lume și al șaselea cel mai mare sistem mlăștinos. În estul Uralilor se întinde Marea Siberie. Până la Oceanul Indian, suprafața Siberiei este mai mare decât a oricărui stat, cu excepția Rusiei însăși. Însă o mare parte din Siberia, și anume 2,5 milioane de kilometri pătrați, este formată dintr-o vastă câmpie mlăștinoasă, câmpia Siberiei de Vest. Traversată și alimentată de marile fluvii Obi, Enisei, Irtiș, Pur sau Taz, câmpia Siberiei de Vest este cel mai mare sistem de mlaștini de pe Terra. Și pentru că asta nu ar fi de ajuns, în interiorul ei se află și mlaștina Vasyugan, cea mai mare mlaștină unitară din emisfera nordică și cea mai mare turbărie de pe Terra. Are 53.000 de kilometri pătrați. Mlaștinile sunt pe toate continentele. Sunt peste tot unde apa poate stagna, unde poate bălti o perioadă de timp. Despre aceste fascinante și înfricoșătoare ecosisteme vom vorbi în episodul de astăzi. Însă înainte de toate, bine ați venit sau revenit la un nou episod din serialul Călătorii în lumea apei. Mlaștinile sunt biotopuri formate în depresiuni ale terenului care devin mocirloase din cauza reținerii apei. Caracteristica principală a zonelor mlăștinoase este suprasaturarea solului cu apă și viteza lentă de scurgere a acesteia. Datorită umidității ridicate, aici se dezvoltă o faună și o floră specifică. În partea de jos a mlaștinii, în zona lacustră, găsim preponderent plante erbacee, stuf sau papură. Iar în partea de sus, unde solul este umed, dar apa nu persistă, se dezvoltă preponderent o vegetație arboricolă. Mlaștinile sunt de două feluri. Oligotrofe, adică cu un conținut scăzut de nutrienți, și se găsesc la altitudini sau latitudini mari, precum cele din Siberia. La noi acest tip de mlaștini se mai numesc și turbării, iar elementul specific de floră este dat de mușchi. Apoi avem mlaștinile eutrofe, adică bogate în substanțe nutritive și sunt situate la altitudini mici sau în zonele temperate și tropicale. Aceste mlaștini sunt mult mai luxuriante, iar viața abundă aici. Deltele râurilor și fluviilor sunt cele mai cunoscute terenuri mlăștinoase. Smârcurile din delta Dunării sunt de fapt mlaștini de diverse dimensiuni. Iar în zonele de câmpie, de exemplu, râurile formează foarte frecvent mlaștini. Ca urmare a hidrologiei specifice, soluri saturate și ape lente, mlaștinile funcționează ca niște sisteme de filtrare naturale gigant. Ele sunt foarte importante în curățarea apelor. Pentru că apa curge lent, plantele acvatice absorb nutrienții, compuși pe bază de azot sau de fosfor, iar alte chimicale, mai grele și mai complexe, se depun pe fundul mulos al mlaștinii. Aici o mulțime de bacterii intervin și descompun chimicalele, contribuind și ele la filtrarea și curățarea apei. Ca urmare, deși pare paradoxal, apa care iese din zonele mlăștinoase poate fi mai curată decât cea care intră în aceste zone. O altă contribuție importantă a zonelor umede, a terenurilor mlăștinoase, este reglarea regimului hidrologic al râurilor. Când râurile au debite mari, acestea se revarsă în zonele joase, formând aceste mlaștini. Aceste zone funcționează ca bazine tampon, ca lacuri de acumulare naturale. Râurile umplu aceste bazine primăvara, iar pe parcursul verii apa se scurge lent către albia râului, menținând constant debitul acestuia. De exemplu, lunca Dunării funcționa ca un astfel de bazin, având capacitatea de a prelua cea mai mare parte din volumul de apă generat de viituri. Aici vorbim de sute de milioane de metri cubi în fiecare an. Dar vom reveni asupra Dunării. Oricum, despre acest aspect am mai vorbit într-unul dintre episoadele trecute, mai precis în cel cu sistemele endoreice,
unde a menționat cea mai spectaculoasă deltă internă de pe Terra, cea a fluviului Okavango, din Africa. Totodată, umiditatea ce provine din mlaștine afectează pozitiv zonele înconjurătoare, deoarece apa, în timpul perioadelor calde, se evaporă, iar aerul își păstrează o umiditate constantă. În timpul ciclului diurn, vaporii de apă precipită, formând o rouă abundentă, rouă ce contribuie la alimentarea cu apă a plantelor. În cursa noastră de a transforma planeta într-un loc mai eficient din punct de vedere economic și în special agricol, am început să distrugem, să secăm zonele mlăștinoase. România până în anii 60 se bucura de una dintre cele mai vaste și variate zone umede din Europa, lunca Dunării. Pe aproape întreg parcursul românesc al Dunării, fluviul își construise o mulțime de rezervoare naturale în care reținea apa. Zonele mlăștinoase și umede abundau, iar unele erau de dimensiuni impresionante, precum Balta Ialomiței sau Balta Brăilei, acum mai nou cunoscută sub numele de insula Marea Brăilei. Secarea acestor zone umede a însemnat extinderea substanțială a terenurilor agricole. Pe termen scurt a fost o mare realizare, însă pe termen lung am constatat că suntem în pragul unui dezastru ecologic. Practic, din lunca Dunării au fost evacuați forțat sute de milioane de metri cub de apă, apă care ajuta zonele învecinate prin mecanismele despre care am vorbit un pic mai înainte. Să știți că această regularizare dramatică a râurilor nu a fost numai în România, ci ea s-a manifestat peste tot în lume. Dunărea a fost afectată din Germania până în Delta. Toate marile fluvii și afluenții acestora au avut parte de asemenea lucrări de drenare. Unele au fost niște lucrări de succes care au ajutat oamenii și care nu au afectat dramatic peisajul, precum cele din Olanda, de exemplu. Însă, în alte zone, precum în sudul României, secarea mlaștinilor din delta Dunării a contribuit semnificativ la aridizarea unor vaste suprafețe de teren, cele din Oltenia, de pildă. Astăzi se pune accent din ce în ce mai mult pe redarea, pe reintegrarea în ciclul natural al apei, a zonelor ce acum 50 de ani au fost secate. În ultimii ani, în lunca Dunării, în Austria, Ungaria, Croația, Serbia, Bulgaria și România, peste 10.000 de hectare au redevenit zone inundabile, mlaștini, acestea având capacitatea de a reține peste 20 de milioane de metri cub de apă. Despre zonele umede este foarte mult de povestit, dar cu siguranță nu ne putem încadra în 6-7 minute. Am putea face un episod întreg, sau mai bine zis chiar un serial dedicat lor. Însă înainte de a încheia, doar vreau să vă spun faptul că mlaștinile sunt unele dintre cele mai frumoase locuri pe care le putem vizita, iar multe dintre ele sunt arii protejate. La noi, pe lângă delta Dunării, vă recomand să vizitați și pădurea și mlaștinile eutrofe de la Preșmer, dezvoltate pe lunca Oltului. Dinovul Mare de la Poiana Stampei, cea mai mare turbărie din România, situată la poalele Călimanilor, în care este amenajat un traseu tematic de-a lungul căruia putem vedea o mulțime de plante specifice turbăriilor, de la ferii și mușchi până la bumbăcăriță sau iarbă albastră sau chiar tufe enorme de caprifoi. Dacă ajungeți la Tușnad, puteți vizita Tinovul Mohoș, situat foarte aproape de mult mai cunoscutul lac Sfânta Ana. Tinovul Mohoș este de 3 ori mai mare decât lacul Sfânta Ana, dar acesta este aproape complet acoperit de vegetație, fiind vizibile numai 17 ochiuri de apă. O altă rezervație pe care vă recomand să o vizitați este Molhașurile Căpățânii din munții Apuseni, din apropierea satului Cheleteni. Deși are dimensiuni destul de mici, de numai 5 hectare, această mlaștină este situată la 1600 de metri altitudine, iar peisajul înconjurător este cu adevărat spectaculos. Dacă sunteți din București și nu vreți să vă deplasați prea mult, în apropiere avem Balta și Pădurea Comana, un sistem deltaic format de râul Neajlov, fiind cea mai mare zonă umedă din sudul României. Cu acestea fiind zise, vă urez spor la vizitat și nu uitați! Până la următoarea întâlnire, beți suficientă apă!